Bună ziua, bună ziua! Astăzi vom face aceste zefire cu măr și cu scorțișoară făcute în casă și să vedem modul de preparare și de ce avem nevoie. Zefire, zefire, Bună facem ziua, noi. bună ziua! Eu sunt Camelia și bine ați venit în bucătărie la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face zefire și vom începe cu merele, pentru că au un conținut ridicat de pectină și le vom curăța. Le vom tăia în două, vom curăța miezul, mijlocul și le vom pune într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Și o să le dăm la Și vom cuptor. lua merele. Le tăiem în două. Scoatem mijlocul. Așa. Și le punem cu fața în jos aici, una lângă cealaltă. Acum le vom da la cuptor. Le vom da la cuptor până se vor înmuia bine, 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 bine. Pentru zefirele noastre vom avea nevoie de mere, 3-4 mere, ca o să avem nevoie de 150 de grame de pulpă de mere coaptă, de un albuș, de scorțișoară, și 130 de grame de zahăr. Pentru sirop vom avea nevoie de 200 de grame de zahăr, 100 de apă și 6 grame de agar Vom agar. pune apa într-un vas cu gelatina noastră agar agar, este o gelatina vegetală, 6 grame. Punem pe foc, să punem aici toate friculețele. Și punem pe foc. Lăsăm să fiarbă. Agar-agar se dizolvă la temperaturi foarte mari și apoi adăugăm zahăr. Am luat de pe foc, vedeți, s-a format așa ca o gelatină. Acum adăugăm și zahărul și lăsăm să fiarbă încet, încet. Așa. Până o să obținem un sirop gros, gros, gros. Ia uitați, merele noastre s-au copt. Mere coapte la cuptor. Așa. Și acum le vom pune și le vom pasa printr-o sită. Vom pune aici și le vom pasa printr-o sită. De pulpă. Așa, mi-am pus aici alături un vas și să cântărim 150 de grame de pulpă. Avem 150 de grame de pulpă. Așa. Și o lăsăm să se răcească puțin. Aici. Așa. Acum voi adăuga zahărul peste pulpa de mere. Vom amesteca.
și vom pune pe foc. Am pus pulpa de mere cu zahărul pe foc până se topește bine zahărul. Apoi o lăsăm să se răcească și o adăugăm aici în bolul nostru cu albuș de ou și cu puțină scorțișoară și o să le mixăm. La pulpa de mere este gata, o vom pune aici în vasul nostru și o lăsăm să se răcească. Vedeți cum arată pulpa de mere? Așa. Zahărul s-a topit, acum o lăsăm să se răcească și apoi adăugăm albușul și scorțișoara. Așa, s-au răcit, ia uitați, vedeți că s-a întărit. Acum vom adăuga albușul nostru și scorțișoara. Așa, cam o linguriță. Și amestecăm. Și apoi facem cu mixerul. Așa, și acum vom adăuga siropul fierbinte. Aici avem siropul. Și adăugăm siropul fierbinte. Așa. Îl adăugăm pe tot. Așa. Și este gata. Acum punem într-un poș cât este fierbinte și ne dăm formele noastre cu duiuri. Ori în formă de stea. Acum vom pune o parte. Așa. Și acum să facem zefirele. Să le dăm forma. Apăsăm și tragem. Apăsăm și tragem. Așa. Așa. Acum să mai punem o bucățică de hârtie.
Acestea sunt zefirele. Ia-mi dat ce minuții. Zefire cu măr și cu scorțișoară. Bezelele noastre s-au uscat. Vedeți? Așa, și acum le vom da cu zahăr pudră și cu amidon. Cantități, două părți zahăr și o parte amidon și o să le pudrăm pe toate. Așa. Și apoi le vom uni două câte două. Și apoi le unim două câte două. Așa. Și avem bezelele noastre. Încet, încet le desfacem. Și le potrivim una cu cealaltă. Ia uitați. Vedeți? Și le punem așa una peste cealaltă. Și avem zefirele noastre. Vedeți? Ia uitați ce frumusețe. Așa. Și așa procedăm. Zefirele sunt gata. Ia uitați ce minunăție. Vedeți? Sunt să tăiem gata. Una. Să tăiem una să vedem cum arată și interior. Așa. Ia uitați. Bezele. Vedeți? Cum arată? Așa. Zefirele le vom pune într-o cutie. Așa aici. Și le vom păstra în cutie. Le așezăm așa una lângă cealaltă. Uitați. Și așezăm și inimioarele. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Și ne vedem cu următoarele rețete, pupici. O zi frumoasă în continuare și vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți și că îmi sunteți alături.